Bună, dragilor! Noi am venit la parc într-un alt cartier și este vreo 1, cred, ceasul 1:23. Am ieșit pe la vreo 12 fără din casă și Marc vrea să mai stăm afară. Îl înțeleg, săracu. Îl înțeleg, săracu, că dacă am ieșit destul de târziu, nu a avut atât de mult timp să se joace. Bine că s-a norat puțin acum, că altfel ar fi cald, și bine că totuși adie vântul și adie un vânt așa mai rece, dar pe mine mă doare capul. Am stat în soare și mă doare capul. Așa pățesc când stau prea mult în soare și nu stau la umbră, mă ia durerea de cap. De câțiva ani de zile am devenit așa sensibilă la cap și dacă merg la plajă, la piscină, la grătar, unde merg, capul trebuie să-mi fie acoperit cu o pălăriuță, o șapcă, ceva, și mi-e bine, nu am treabă. Dar câteodată nu-i bine să stau la umbră, că mi-este frig și vreau să stau la soare și asta ar însemna să pun ceva pe cap. Trebuie să-mi caut pălăriile să văd pe unde sunt, deși nu îmi vine să ies cu pălărie pe aici, prin cartier sau prin Brașov. Una e să mergi la piscină, la plajă, la mare, să ai o pălărie, și alta e să mergi așa pe stradă cu pălărie, nu prea merge. Asta e din punctul meu de vedere, mai ales că sunt tânără, poate dacă aș fi fost copilaș sau dacă aș fi fost mai în vârstă, cum sunt bătrânelele, așa da, dar altfel nu, nu-mi place. Hai, salam, hai! Hai că într-un final l-am convins să plecăm. Mi-e foame, este ora 2. Uite, imediat o să deschidă și magazinul ăsta, o să avem și noi Dedeman aproape. Vezi acum asfaltează, Marc? Aici o să fie parcările la mașini. Și noi mergem, da? Nu mai trebuie să mergem până în capătul celălalt, că înainte, când aveam nevoie de a merge la Dedeman, mergeam până în capătul celălalt al orașului și era destul de departe. Era enervant, prindeai tot timpul aglomerație. Da. Acum o să avem și noi aproape, mai avem și Leroy Merlin mai încolo, care l-a deschis acum vreo lună, parcă, și mai avem și Brico Depot, care ăla e de mult timp. Dar ce mi-ar fi plăcut mie să deschidă în locul la Dedemanul ăsta, ar fi fost un Ikea sau un Lidl. Aia mi-ar fi plăcut. Nu mai e, a plecat, dar asta e, înainte așa se zicea, că aici ar deschide un Lidl, acum nu știu ce s-a întâmplat, ori au fost doar niște zvonuri, ori s-au răzgândit, habar nu am, dar un Lidl ar fi fost perfect. Noi aici, la noi în cartier avem doar Penny și câteva magazine în astea, buticuri alimentare și un Carrefour Express. Și Profi mai avem, că am uitat de Profi. Profi avem 1, 2. Ah, stai că mai avem și Mega Image. Stai că deja vorbesc așa iurea, că avem, mă, avem și noi magazine, dar Lidl aveam nevoie mai mult. Dar avem și Mega Image, avem 2. Profi avem 2 sau 3. Carrefour Express avem vreo 2 parcă sau 1, nu mai țin exact. Dar magazinele pe mine nu mă prea atentează. Profi, Mega Image, ce puțin Mega Image are niște scoruri de te dă pe spate. Dar în locul la Penny mi-ar fi plăcut să fie un Lidl. Da, aici e tractorul. Sunt tot felul de mașinării cu care lucrează. Ce faci? De ce să te arunci acolo? Ha? Hai să mergem! Hai să mergem să o luăm și pe Sally și să vă dau spanac. Să vă dau, da, de la școală să o luăm. E în vacanță, haide! Să vă dau spanac, vă fac câte un ou și mai târziu o să vă dau ciorbă de perișoare. Deci astăzi eu am scăpat să gătesc, adică sper. Marc ieri nu a avut să mănânce ciorbă de perișoare, Selena a mâncat. Ce vrei? Selena ieri a mâncat ciorbă de perișoare, am strecurat-o și i-a plăcut foarte mult. Marc, nu prea. Am primit anul trecut o rochiță de la sora mea
Și m-am îmbrăcat astăzi cu ea și mi-am luat și sandăluțele astea pe care le-am primit de la mama. Și rochia atât de faină, așa vaporoasă, lejeră. Marc s-a supărat pe mine că l-am certat. El tot timpul vrea să meargă pe margine, da? Pe marginea trotuarului și mie mi-este teamă că niciodată nu știi când, Doamne ferește, vine o mașină în viteză, el se dezechilibrează și atâta i-a trebuit. Și acum ai supărat că l-am certat. Păi, ce înseamnă asta? Da, bate-te cu gardul, luptă-te! Ha? Luptă-te cu gardul până nu mai poți! Hai, salam, hai! De acum, dacă nu bate vântul, e cald de mori. Astăzi a anunțat undeva la vreo 23 de grade la noi. Ca și grade nu e așa mult, ca să zici gen 28-30 de grade. Dar dacă nu adie vântul, e cald. Așteaptă-mă! Hei! Așteaptă-mă, că te împușc! Am luat pistolul ăsta după noi și am luat și apă, dar apa am lăsat-o la mașină. Și nu intră în gura asta la bidonul ăla de 5 litri. Și așa că mai târziu o să ieșim afară cu un ligienuș mic și o să bage apă și o să se joace, să stropească. Mai pe margine, Marc, pe Marc. Hello! Doamne ferește! Mai am să te țin în casă de acum dacă nu ne înțelegem. Nu ne înțelegem, te țin în casă, că nu pot să stau să alerg după tine tot timpul. Păi eu am să te leg de lesă. Îți spun o lesă și te leg de mine dacă nu înțelegi. Dă-te încolo! Eu cu Selena nu am avut așa treabă, vă spun sincer, Doamne, era... Avea și ea anumite momente când era așa poate mai năzdrăvană, că sunt copii și e normal. Dar vreau să vă zic că Selena mă asculta și nu o stăteam să alerg tot timpul după ea. Când îi ziceam să aștepte, aștepta. Când ajungea la trecere de pietoni, se punea și aștepta să vin eu. O, s-a creat că se duce, nu are nicio treabă. Nu se uită nici în stânga, nu se uită nici în dreapta. Haide! Cu Selly nu am avut treabă și am crescut-o mai, mult mai ușor. Probabil el fiind băiat, băieții sunt mai încăpățânați, nu știu ce să zic, dar îmi dă bătăi de cap câteodată. Și se vede o diferență mare, că dacă ai avut un copil cu minte și nu ai avut treabă și când mergeam la parc, Selena venea la mine doar dacă trebuia să o șterg pe mâini sau să bea apă. Și în rest nu aveai treabă cu ea. Se ducea, stătea și dacă se lovea, se ridica sus, pleca mai departe. Doar dacă se lovea foarte tare, atunci începea să plângă. Dar în rest se ridica, se scutura, nu era, nu aveai treabă cu ea, chiar era ok. Sau să-i fie ei teamă să plec undeva. Păi eu, de exemplu, dacă sunt în casă și sunt în dormitor și el mă strigă și eu nu-l aud, începe să plângă și să urle tare. Dacă vreau să-l las la mama sau la soacra, nu vrea să stea, începe să plângă că vrea să stea doar cu mine. Și asta nu e că l-am învățat eu cum ar veni, sau poate să zicem că l-am învățat și eu, dar mult nu a avut cu cine să stea, nu a avut cine să mă ajute cu el. Și normal că el a devenit dependent de mine. În schimb, Selena, când era micuță, de la câteva luni de viață sau dat câteva luni și când o alăptam, o lăsam la soacra, plecam la cumpărături și mă suna. Mai aveți mult că fata deja începe să plângă și trebuie alăptată. Dar n-am avut treabă și la un anișor și ceva o lăsam la mama sau la soacra și chiar nu aveam treabă cu ea. Haide, dar el nu vrea să stea. Și dacă vrea să-l ia soacra undeva, rare ori vrea să meargă cu ea. Zice, dar vii și tu, mama, cu mine? Nu vin, că eu nu pot să vin. E foarte dependent. Era barieră?
vezi că astăzi te duc la bunii și te las la ea. Ba da! Ba da, stai un pic la bunii sau la mamaie, ce? De ce nu? Mă, te rog, stai cu mine! De ce să stau cu tine? Eu trebuie să merg la servici! Acum? Acum, da! Am uitat să vă spun că aseară le-am făcut spanac. După ce am încheiat filmulețul, am pus și am făcut spanac copilașilor. Că noi am făcut pentru mine și Marc și a venit și Răzvan aseară, fratele meu. Am făcut niște paste cu pesto și cu ton. Dar Selena nu mănâncă paste, adică mănâncă, dar mai rar. Ea a zis că s-a scârbit. Și am făcut spanac. Am zis, măi, dacă tot aveam un plan să fac spanac, numai bine fac spanac, mănâncă și în seara asta, au mâncat și aseară amândoi. Și acum mai bine îl încălzesc spanacul, le fac câte un ou și am terminat treaba. Spanacul se face foarte repede. Selena mi-a zis că să-i mai fac, așa că am un plan să merg la Penny să cumpăr din nou o pungă de spanac. Doar că tura aceasta nu voi mai cumpăra o pungă cu 2 lei și ceva, voi cumpăra o pungă cu 6 lei și ceva. Sau nici eu nu știu. Eu i-am zis, vezi, mai mănânci a doua oară, vezi dacă îți doresc să-ți mai fac spanac, să mai fac. Dacă nu, că parcă o pungă din aia cu 6 lei și ceva mi se pare cam mare, cantitate mare. Dar nu știu, eventual dacă vreau o să-i cumpăr o pungă de spanac din aia mică. Că nu-mi place să fac mâncare și să ajung să o arunc. Mă enervează chestia asta. Să o fac și să o arunc la gunoi. A ieșit foarte bun. Eu îl fac cu smântână. Și este foarte, foarte bun. Tura aceasta nu am băgat bulion, dar sunt dăți în care bag o lingură de bulion și nu se simte absolut deloc că am băgat bulion. Dar îi schimbă gustul foarte tare, dar tura asta am fost mulțumită cum a ieșit gustul fără bulion. Sunt dăți în care nu-i dau eu de gust, nu-mi place cum iese și atunci pun o lingură de bulion, două linguri, depinde de cantitate, și atunci mi se pare că are gustul mult mai bun. Gata, le-am încălzit și spanacul, le-am făcut cu un ouț. Acum să pape. Trebuie să văd ce mănânc și eu, că nu mai am spanac. Și apoi să mă apuc să fac o limonadă. Ce să faci? Da, vezi că arde. Îți dau o linguriță? Să le fac o limonadă cu semințe de chia. Am făcut ieri o cană din aia, o carafă, și s-a băut toată. A avut succes. Da. Și să le fac o limonadă, trebuie să fac curățenie la șinșile și trece oricum timpul. Deja e 2:25, astăzi am zi de curățenie, nu știu cum o să mă împart să fac toate treburile, dar o dau eu de gard, cumva. Reușesc eu să fac ceva, sper. Și ce s-a auzit? Wow. Unde merge Marc la plimbare? Da, dar nu e autocarul lui Selly, alt autocar. Vine aici, în parcare. Aici? Mm. Aici a fost celălalt. Da. Aici a fost. Intră în parcare, acolo. Vezi? L-ai văzut? Da. Uite! Hai să mergem! Ți-am spus că vom merge la alt parc. Ne-am oprit la alt parc. Am fost, ai văzut, cu autobuzul. Te-am dus la parcul ăla de la Steagu. Acum mergem până la bunii să-mi dea un bidon de borș. Și după aia de la bunii iar merge la alt parc. Aici v-a scos. Și trebuie să mergem și acasă. Că tot ieșim numai pe afară 5 și 12 minute. Noi nu avem apă.
De la ora 2 și ceva, cam așa, nu mai avem apă, vasele mele sunt acolo, am un morman de vase și s-a întărit spanacul, ou și toate cele pe el. Și... Ți-e frig? Uite, aici am stat noi. În blocul ăla, stai să arăt, la geamul ăla, unde vă arăt cu unghia. Și acolo aveam grădinița, deci ieșeam din scară și munceam la grădiniță. Acolo am stat noi, da, acolo am stat eu cu tati și cu Seli. Când era Seli, și cu tine, și cu tine. Când era mică Seli și ieșeam din bloc și o duceam la grădiniță. Când am făcut noi pasul și ne-am căsătorit, aici ne-am mutat. Da, aici e un loc mare pentru avion. Nu știu dacă îi recomand, dacă nici nu cunosc zona, nu știu dacă e vreun canal, vreo gaură. Uite cum e pe acolo. Hai să mergem. Și cade jos. Păi eu știu, Doamne ferește. Sârme, ce știu ce mai sunt pe acolo. Sârme, din alea care înțeapă. Aici v-a scos, dar cine v-a scos aici? Că n-am înțeles. Bunii? A, drumul ăsta, am înțeles. Deci ăla e blocul unde a stat, ăla gri. Și de acolo veneam așa între blocuri. Și ieșeam aici după garajele astea și dădeam de blocul mamei mele și al soacrei. Foarte aproape, stăteam mai aproape decât... Bine, că și din partea cealaltă, tot aproape, dar aici e mai aproape. Și aici e loc mare, da, dar aici dacă l-ai dat pe garaj, că aici se juca Selena de multe ori cu minge și cu anumite lucruri, le dădea pe garaj și acolo rămâneau. Da. Și acolo, unde-i stâlpul ăla galben, era parcul unde se întâlneau toți copila și se jucau. Și era o bucurie și o veselie. Cum parcă nu mai e la fel, nu știu, s-au schimbat oamenii, s-au înrăit, s-au distanțat. Ce? Da. Uite, la noi cireșele. Se cred că-s cireșe, nu cred că-s vișine sau nu știu. Uite, aici, în copac, sunt verzi. Da. La noi, la Brașov, e mai frig, de nu se fac la timp. Cireșe, vișine. Da, așa am găsit și la Georgiana. Merge să ne dea bunii borș și după aia merge la... Trebuia să ajung și până în Penny. De la bunii plecăm un pic până în Penny sau nu? Nu. Da, am nevoie de role. Prosoape din aia de hârtie. Hai să intrăm un pic până la Carrefour Express atunci. No. Te las la bunii și mă duc la Carrefour Express. Nu, mami. Haide. Este 8 fără 10, am intrat în casă de vreo 20 de minute, cam așa, am făcut lui Marc baie, era ca un purceluș, apoi am mâncat niște cereale cu lapte, mi-a mai cerut și Nutella, eu am mâncat niște cireșe și mă voi apuca să spăl vasele, pentru că de la 2, 2 și un pic noi nu am mai avut apă până mai înainte. Eu oricum am fost afară și dacă dădea apa drumul la 3-4, un exemplu, tot nu puteam să le spăl pentru că eram afară, dar Selena a fost în casă că n-a avut chef să iasă și atunci ea mi-a zis că nu a fost apă decât undeva mai înainte a dat drumul la apă. Ce, Marc? Mi-am spălat toate vasele, am pus totul la locul lui, am spălat și aragazul, că și ăsta era murdar, am spălat și carafa, mi-am spălat o portocală și o lămâie, mi-am spălat bine bine, după care le-am șters, am tăiat niște feliuțe pentru a arăta bine momentul în care fac limonada. Și având în vedere că o să stor doar o portocală jumătate și o lămâie jumătate, nu am mai pornit acel robot, că sincer să fiu, mi era groază că am despălat o grămadă de piese la el, așa că le voi face repede cu mâna, am despălat doar chestia asta, am turnat înăuntru și imediat este gata limonada. Ia să le facem noi imediat. Mai am partea asta de lămâie, după aceea 3 părți de portocale, doar că portocala este cam mare și nu știu dacă o să-mi intre mie aici. Dar vedem, încercăm, trebuie să iasă ceva. Astăzi am reușit să-mi întind și eu părul cu placa, ceea ce pentru mine a fost wow. O dimineață mi-am spălat părul, am ieșit afară.
Am făcut baie pe păr dimineața, am ieșit afară cu păruț, s-a uscat repede și apoi când am venit în casă la amiază, am reușit să întind și eu părul cu placa. Am dat cu ăsta e mai greu, pentru că e portocala mare și trebuie să depui efort aici. Uite cât mai am de făcut. Uleu, dar mă doare mâna deja. Am terminat și limonada, e și foarte bună, am amestecat-o bine, bine. Eu am pus și zahăr. Am momente când fac cu miere, am momente când fac cu zahăr, dar sincer să fiu la gust, îmi place mai mult cu zahăr decât cu miere. Mierea are un gust așa aparte și mi se pare că ar strica oarecum limonada, dar asta este din punctul meu de vedere, că gusturile nu se discută. Și mi-ar plăcut să stea așa feliile astea de portocale și de lămâie așa uniform și jos și sus, dar ele se ridică în sus. Da, nu mai contează. Important e că a ieșit bună. O să o bag la frigider și în cursul zilei avem întotdeauna să bem ceva și să fie răcoritor. Și copiii sunt foarte încântați de limonadă tot timpul când le fac. Ce aș vrea să-mi cumpăr mâine, aș fi avut în plan și astăzi, doar că Marc nu a vrut să mai mergem la Penny. Suc de mere la cutie. Dar nu suc de mere din alea verzi, suc de mere roșii. Și aș vrea să îmi fac green apple cu lime, să-mi cumpăr și lime și să-mi pun în carafa aia mare în care am făcut limonada. Să-mi pun asta cum se numește, suc de mere, lime, feliuțele de lime, bineînțeles în carafă să arate drăguț. Eu când am lucrat la Cafe de Paris, aveam momente când făceam limonadă și făceam ouăleu, cocktailuri. Și acolo am învățat să fac limonadă, green apple, cu toate că mă gândesc că sunt rețete și pe internet să găsești să faci cocktailuri, nu neapărat trebuie să lucrezi undeva să înveți. Eram în clasa 9-a când am început să lucrez la acel restaurant. Și mi-aduc aminte că m-am angajat undeva prin aprilie, sfârșitul lui aprilie, nu mai țin minte exact, că nu am mai prins mult și am luat vacanță și am lucrat toată vara și după aia mi se pare că din septembrie când am intrat în clasa 10-a nu am mai lucrat, parcă așa țin eu minte că începeam școala și era destul de greu. Eu făceam înainte să termin clasa 9-a și nu doar clasa 9-a și a 10-a și așa mai departe, făceam o săptămână sau două de practică la final și vorbeam cu maestru, era foarte de treabă și mă lăsa să merg la servici, știa că lucrez. Aveam noroc că era de treabă maestru, aveam o dirigintă foarte de treabă și mergeam la serviciu. Și erau momente în care trebuia să-mi dau examenele, iar atunci la serviciu vorbeam și mă lăsau să plec o oră, două, îmi dădeam examenul și plecam. Lucram foarte mult, mi-aduc aminte că erau dăți când lucram de la 11 până la 1, 2, noaptea, 3, pentru că nu puteai să dai afară clienții. Deși programul se încheia la ora 12, la bucătărie se încheia programul la ora 10. Eu cu colegele mele și nu doar tura noastră și alte ture, încercam să-i mai dăm afară, adică să-i dăm afară, să băi, le dăm de înțeles că programul ni s-a încheiat și făceam o zi cu o zi. La un moment dat, țin minte că băgaseră două cu două, dar să faci două cu două este foarte greu. Pentru că ajungeai seara la 12:01, 2, depinde, și a doua zi trebuia să te trezești de dimineață și să te pregătești să vii și iar să te iei toată ziua acolo. Eu acum înțeleg că 2 lucrai și 2 stăteai libere, te înțelegeai oarecum cu liberele mai bine, dar mai bine preferam să am o zi lucrată și una acasă, pentru că mi era foarte greu, mai ales că aveam și școala. Asta până să fac școala, după aia am început vacanța și a fost oarecum mai ușor, dar tot greu în același timp. Vă dați seama, aveam 16 ani, era greu, nu înțelegeam câteodată cei cu mine, eram atât de obosită de nu mă mai, nu știu, nu mai eram în stare să fac absolut nimic. Și
patronul cred că a aflat la un moment dat că noi oarecum încercam să dăm clienții, ori ne vedea pe cameră, ori nu știu cum, și ne-a zis că să nu mai facem așa, ca să așteptăm până termină clientul consumația. Dar problema e că el nu stătea să-și termine paharul sau ce avea pe masă, el voia să comande în continuu, ceea ce nu era ok pentru noi, pentru că trebuia să ne facem curățenie la final, trebuia să ne pregătim tacâmurile, sau erau dăți în care mergeam de dimineață și ne făceam tacâmurile, dar unii oameni și majoritatea erau turiști, veneau și își beau cafeaua, serveau micul dejun, pentru că la restaurant acolo era și restaurant și cafenea, făcea și pizza și bruschete cu ton cu roșii, ăsta, sandvișuri și salate și toate bunătățurile, clătite, tiramisu și tot felul de lucruri. Și mi-aduc aminte că aveam o sumă de bani în care să ne cumpărăm de mâncare în fiecare zi, dar suma nu era foarte mare, deci ți ajungea să-ți iei un suc și, nu mai ții minte, sandwich sau pizza, ceva de genul, și să mănânci toată ziua doar atât, clar nu aveai cum să te saturi, pentru că era, na, și mai mergeam câteodată pe la bucătărie și eu și colegele mele, și mi-aduc aminte că ne certa bucătăria sa fiind mătușa patronului. Ea nu era o femeie rea, dar ne certa și câteodată ne zicea că, măi, aveți grijă că se uită pe camere și îmi faceți probleme și mie și vă faceți probleme și vouă. Dar vă dați seama să lucrezi acolo și să fii adolescent și să nu ai un ban în buzunar pentru că așteptai să faci... să iei salariul la lună sau mai făceai câteodată șpagă, dar erau dăți în care făceam șpagă doar pentru a-mi plăti taxiul, atât, să ajung până acasă. Deci câteodată ieșea mai bine, câteodată nu ieșea mai bine. Și să te duci acolo la bucătărie să vezi tot felul de sandvișuri, salate, tiramisu, clătite și așa mai departe, scurgeau palele în gură. Papanaș făcea și tot felul de lucruri și acolo mai ajutam și la bucătărie, ce-i drept nu atât de mult, mai mult la bar. Și la bar am aflat și am învățat anumite chestii, deși majoritatea le-am uitat, țin minte să mai fac doar green apple și limonadă. Și mi se par că sunt cele mai bune. Deci vreau să vă zic că am băut limonadă în foarte multe locuri și o face, cred că doar cu lămâie, apă chioară. Deci apă chioară, vă spun sincer, mie mi se pare apă chioară. Nu știu dacă ați încercat vreodată să faceți limonadă cu portocale și lămâie, să vedeți ce bunătate iese. Eu nu știu că se face așa, deja am apă în gură. Când vorbesc despre lămâie, portocale, citrice și așa mai departe, așa pățesc. Și în multe locuri mergem și comandăm limonadă pentru copilași. De fapt, comandam, că de acum încolo nu știu dacă îmi vine să mai comand și să dau vreo 13-15 lei pe limonadă sau 11, dar pur și simplu e apă chioară. Cred că în paharul ăla de apă, cana aia mai exact, îți toarce o lămâie sau jumătatea la o lămâie, îți pune o frunză de mentă și îți aduce separat pliculeț de zahăr sau lămâie sau miere. Dacă vrei să iei limonada cu miere, te costă mai scump. Dacă vrei să o iei cu zahăr, e mai ieftin. Și e pur și simplu apă chioară și am pățit în foarte, foarte multe locuri. Eu eram îndrăgostită de această cafenea și până să lucrez acolo, că de-aia m-am dus să lucrez, umblam foarte mult cu fetele acolo și ieșeam la cafenea. Na, la 15-16 ani deja încep să ieși cu fetele, mai mergi, mai bei un suc, mai mergi la un McDonald's, acum mai nou am văzut că copilașii merg la Starbucks și merg în alte locuri. Nu mai e cum era atunci restaurantul ăla, Cafe de Paris, era renumit. Acum nici nu știu că mai e Cafe de Paris, e posibil să fie, dar să-i fi schimbat denumirea, că restaurantul acolo este când merg pe Republici, îl văd mereu, doar că nu știu dacă mai e același patron, nu mai știu nimic de acel restaurant. Și am lucrat cu două prietene de ale mele acolo, cu Florina și cu Mihaela, vă pup, dragele mele, că știu că mă urmăriți, și am lucrat cu amândouă, între timp ne făcuserăm prietene, mi-aduc aminte că era o fată Roxana, mai era o fată Alexandra, încă o fată, nu mai știu cum o chemea, erau tare zăpăcite și munceam, v-am zis, munceam foarte mult, foarte mult, deci erau dăți că munceai și 15 ore, pentru că, așa e, cine e ospătar știe, acum dacă am mai omis ceva sau am uitat, a trecut atâta timp și nu mi-aduc aminte 100% bine, și ieșeam cu fetele mereu la cafenea și beam limonadă. Limonada era atât de bună, deci o făcea pur și simplu cu, tăia portocala, lămâia în patru, o lua, o făcea cu zahăr brun, deci zdrobea mai exact cu un... nu știu, o ustensilă din lemn, după care punea apă,
Și dacă erau mai multe feluri de limonadă, limonadă cu căpșuni, limonadă cu curacao, limonadă cu kiwi, parcă, dar el acolo pentru a-ți face limonada colorată, îți băga siropuri. Și nu orice sirop, sirop de calitate. Și erau dăți în care eram prea plini, prea aglomerați și ne băga pe noi ospătarii să mai facem pe acolo, pe la bar. Și nu făcea față barmanul singur să facă toată treaba. Și atunci ne mai punea pe noi, sau mai erau dăți când te mai trimitea, du-te mai cumpără o lămâie, mai cumpără o portocală, că rămânea fără. Și limonada ți-o dădea la carafă, carafa aproape mare cât este a mea, dădeai bani mai mulți, dar dintr-o carafă beai cred că 3 persoane, dacă nu mă înșel. Și aveai limonadă simplă, limonadă cu căpșuni și cum am mai spus, și alte feluri de limonadă, dar foarte, foarte bună. Și tot acolo am învățat să fac și Green Apple. Green Apple-ul îl făcea așa: lua un lime, pardon, pentru că îți dădea la pahar, nu îți dădea la carafă, lua un lime, îl tăia în patru, bineînțeles că toate fructele, înainte de a le băga în carafă, pahar și așa mai departe, erau spălate toate, toate în chiuvetă. Lua acel lime, îl tăia în patru, punea zahăr brun, deci acea limonadă și acel Green Apple doar cu zahăr brun le făcea. Nu știu de ce, dar doar cu ăla. Probabil că are un gust aparte, habar nu am, deși eu am făcut în casă și cu zahăr brun și cu zahăr alb și mi se pare gustul la fel. Zdrobia lime-ul cu zahărul brun, după care punea cuburile de gheață și deasupra spunea suc din ăla de mere verzi, da, mere roșii, pardon, nu verzi, peste gheață. Și îți punea o frunză de mentă. Acum erau oameni care cereau cu mentă, erau oameni care cereau fără mentă, dar foarte, foarte bune și limonada și Green Apple-ul. Eu am mai făcut Green Apple și anul trecut și v-am arătat. Și vreau să-mi cumpăr lime, deși la noi la Penny aici, nu știu, tare mă enervează magazinul ăsta, că uneori nu e atât de aprovizionat. Sunteți în care găsești, sunteți în care nu găsești. Acum, nu știu, parcă am încercat și cu lămâie, parcă am încercat și cu lămâie și iese ok, chiar nu mai țin minte. În cazul în care nu găsesc lime, nu o să stau să bat drumul acum să mă duc până la Carrefour sau ce știu eu prin ce magazin pentru a cumpăra lime. Voi pune lămâie. Tot așa o voi zdrobi cu zahăr normal, că zahăr brun nu am în casă. Acum nu știu dacă știți și voi sau ați auzit și voi, eu nu știu 100%, dar din ce am mai auzit eu, ci că zahărul ăla brun ar fi colorat. Ci că nu e 100% zahăr brun, ci că tot zahăr alb este, doar că e colorat. Acum nu știu, nu vreau să vorbesc aiurea pentru că nu cunosc. Și nu mai știu cum a zis, că e procesat, nu mai știu cum s-a zis despre zahărul brun. Dar nu este asta o problemă, că zahărul brun este... Ce mai v-am simțit aici? Parcă zici că simțeam că am o căpușă. Nu am o problemă că e zahăr brun sau că e mai sănătos sau că nu e mai sănătos, că și ăla până la urmă tot zahăr e. Îmi zdrobesc lime-ul sau lămâia, îl tai în patru, bineînțeles că le spăl înainte, le zdrobesc, pun niște cuburi de gheață și deasupra torn sucul ăla de mere și îl las în carafă ca să le mai schimbăm, știi, să nu fie tot timpul doar limonadă. Mai facem și câte un Green Apple, mie îmi place foarte mult și menta, doar că la mine nu ține. Menta, din câte am observat, am cumpărat la ghiveci și mentă, busuioc, pătrunjel, cimbru și ce am mai avut în trecut. Nu a ținut, toate mi se ofilesc. Eu mi-aș mai pune în pahar câte o felie din aia de mentă. Și copiilor le place foarte mult Green Apple. Acum, na, nu e o variantă sănătoasă cum ar fi limonada, că limonada e o variantă mai sănătoasă, dar dacă nu ai pune zahăr și ai pune poate miere sau ai lăsa-o fără, deși nu pot să o beau dacă nu pun un pic de zahăr sau miere. Green Apple-ul nici atât nu e sănătos, că e făcut din, ce știu, tot felul de... Din tot felul de chestii, ce știu, ce coloranți bagă, ce, că nu e 100% suc de mere, clar. Are foarte mult zahăr, că e foarte dulce, dar combinația de lime sau lămâie cu cuburile alea de gheață și cu sucul ăla de mere, nu ți se mai pare că sucul ăla de mere ar fi atât de dulce. Mi-aduc aminte că cumpăram de la Anare Mere sau cum se numește firma aia, de la Hanu Boierești și încă de la încă ceva, suc din ăla de mere la cutie. Băi, atât de dulce suc ca ăla eu n-am mai întâlnit, vă spun sincer. Deci foarte, ăla zice că ar fi
80-90% suc de mere. Nu mai țin minte cum scrie pe cutie, dar mi se pare foarte dulce. Deci foarte, foarte dulce. Eu când beau suc din ăla, deși n-am mai cumpărat de mult timp și nici nu cred că o voi mai face, când beau suc din ăla, vă spun sincer că pe mine mă ia durerea de cap de la cât zahăr poate să aibă înăuntru. Da, eu am să vă las. Nu prea am avut ce să filmez astăzi. Mult aș avea să filmez doar în momentul poate care fac cumpărături, poate gătesc ceva, dar eu filmez. Dacă vă place, vă uitați. Dacă nu vă place, nu vă uitați. Încerc să fac vloguri, să postez zilnic, deși nu știu dacă voi reuși. În ultima perioadă am reușit, dar era cât pe ce. Nici nu mai țin minte acum cât timp, acum câteva zile bune, să nu avem vloguri. Pentru că a fost, nici nu mai țin minte, un vlog început la ora 8 seara, parcă nu mai țin minte exact. Am început unele vloguri la 2, 3, 4, deci era cât pe ce să nu avem vlog. Și apropo că mi-am adus aminte că mă tot uitam la părul meu, mi s-a decolorat foarte tare. Eu una zic că e decolorat, s-au crescut, nu știu, uitați-vă și voi la perciun cum arată și pe la rădăcină. În momentul în care mă spăl pe cap, îmi curge foarte multă vopsea albastră, pentru că eu acum sunt brunet albăstrui. Dacă mă fac cu negru normal, îmi curge vopsea maronie, nu negru, maroniu, depinde. Eu înainte, acum foarte mulți ani, mă făceam brunetă și nu aveam treabă să-mi curgă pic de vopsea din cap. Nu știu ce s-a întâmplat cu vopselele astea, de le-a schimbat în ultimul hal. M-am vopsit și cu amoniac și fără amoniac și la fel, tot la fel de repede se duce din păr. Și am fost ieri sau alaltăieri, când am luat sacul de Dero, cred că alaltăieri, Marc Laso, când am luat sacul de Dero, spuneam în vlog că vreau să mă duc să-mi cumpăr vopsea și nu am găsit vopsea de care voiam eu. Avea vopsea, nu mai țin minte ce firmă, oricum o firmă din asta ieftină de rahat care nu cred că m-aș face cu așa ceva. Și mai avea încă o firmă, dar nu avea nuanța mea, avea șaten, roșcat și alte culori. Așa că am rămas fără vopsea. Zilele acestea ar trebui să merg pe la Carrefour, să-mi cumpăr vopsea și să cumpăr scutece pentru mini, pentru că sâmbătă, parcă am fost la cumpărături sâmbătă, da, și nu am găsit scutece, din păcate. Am văzut că se ia foarte, foarte repede aceste scutece. Marc, las-o câte mușcă! Să iau scutece, să le iau mâncare și pentru mini și pentru veverițe. Încet, încet, oarecum ne pregătim cu cumpărături, ce mai am de cumpărat, ce mai am de făcut. V-am spus că trebuie să mă apuc de bagaje, pentru că la noi poate să fie spontan dintr-o dată. Nu vom pleca în niciun caz acum sau la mijlocul. De fapt, suntem la mijlocul lunii iunie. Aveam impresia că suntem pe 10-11, dar astăzi cred că suntem pe 15 sau 16, dar 15. Așa că de acum încolo trebuie să ne pregătim încet încet cu bagaje, cu una alta, să nu uităm. Nu voi pune hainele încă în bagaj pentru că ne vom mai îmbrăca cu ele și nu-mi place că încep să miroasă a închis. Nu știu dacă ați văzut și voi, dacă ați făcut, eu înainte am mai grăbit oarecum faza asta de a face bagajul mai repede și pardon, în momentul în care ajungeam în Grecia sau la mare, la noi sau unde ajungeam, haine începeau să miroasă așa închis și nu-mi place. Așa că mă voi pune să pregătesc de acum cremele solare, șampon, gel de duș, periuțe, pastă de dinți și așa mai departe, pentru că alea n-au ce să pățească. O să-mi fac un portfart cu produsele de make-up, deodorant, parfum și ce știu eu că e nevoie. Așa că trebuie să cumpăr pentru animale mâncare, să le avem, pentru că nu vreau să risc să uit ceva. De-aia vreau să-mi fac totul din timp, pentru că mai bine să le cumpăr și să fiu 100% sigură că am cumpărat tot ce e nevoie și să nu rămână ceva în neregulă atunci când vor veni la animăluțe, pentru că vor veni aici să stea cu ele și trebuie să aibă tot ce e nevoie. Le va mai lua și cel puțin pe Mini. A zis că o va mai lua și pe la ei, pentru că și pe șinșile nu am cum să le dau. Chiar vorbeam cu sora mea și le-aș fi dat surorii mele,
să aibă grijă cum a avut și grijă de șinșiloiul la griuți, doar că nu am cum să mă duc cu Dita mai cușca la sora mea. Cușca este foarte mare, înaltă, nici nu va intra în mașină, ar trebui să o desfac, deja avem 5 șinșiloi și în curând trebuie să fete și Daisy. Și sunt foarte stresată și de aceea vă spun, nu vă luați animale pentru că o luați razna cum o iau eu. După ce o iau razna de la copii, o mai iau razna și de la animale. Daisy, în momentul în care are pui, nu acceptă pe nimeni în jurul ei, cel puțin puiuții ochioasei. Ochioasa acum are doi puiuți, nu-l acceptă pe Mickey, pe Daisy o acceptă, Daisy pe ochioasa o acceptă momentan. Dar în momentul în care va făta Daisy, atunci se va da să muște puii ochioasei. Și dacă se întâmplă să fete Daisy ori înainte să plec, ori în momentul în care sunt plecată, va fi greu, pentru că soacra la șinșile nu bagă mâna. Pentru că e frică. Ea a zis că ea nu bagă mâna nici să le dea de mâncare. Asta ar însemna să le dea socru. Bineînțeles că o să mai plece și ei, nu o să fie în permanență la mine aici, pentru că poate unul-i schimb unul, unul-i schimb doi, deși hai, eu am vorbit cu el și își va lua concediu de la începutul lunii iulie, 2 săptămâni. Deci în el am bază. În el o să fie, o să vină la animale, pentru că el bagă mâna la animale, nu este frică, doar că vreau să o rugăm și pe soacra, că încă nu am apucat, și pe socru, bineînțeles, să vorbim, să ne ajute și de o parte și de cealaltă, pentru că nu putem să lăsăm greu doar pe unii. Să vină toată ziua aici pe la șinșile sau să coboare 4 etaje, ducă-țelul la plimbare dimineața, vino, mai stai cu el aici o oră, două, trei, îl mai ai la tine, duce arăcățelul în cotură și vrem să le fie ușor și de o parte și de cealaltă, având în vedere că cu copilașii nu prea ne-au ajutat și nu neapărat că nu au vrut, nu au putut cu munca, măcar cu animăluțele să ne ajute. Pentru că este greu. Și vă spun sincer că îmi pare rău și nu vreau să fiu răutăcioasă, dar cine are animăluțe și nu are cu cine să le lase, mă înțelege. M-am interesat să o duc la pensiune din asta canină. Costă 60 de lei pe noapte. În afară de faptul că plătește o căruță de bani, în jurul la vreo 10 zile, cred că vom fi plecați, în funcție de bugetul pe care vom avea, pentru că, vă spun sincer, eu sunt o persoană sinceră și nu-mi place să mint. Atâta cât buget avem, atâta ne vom întinde. Dacă avem buget de asta 7-8 zile și cu drumul să ne ducă la 10, atâta stăm. Dacă nu avem buget de atâta, stăm mai puțin și apoi venim acasă, pentru că am auzit că s-au scumpit foarte mult toate în Grecia, deși am văzut la cazări, vă spun sincer, eu am rămas șocată. S-au scumpit în ultimul hal cazările, la mâncare s-a scumpit cu 50 de cenți, 1 euro, 2 euro, 3 euro, depinde de lucru. Benzina costă 2 euro jumătate la ei în Grecia, motorina 2 euro și 14, 2 euro 30, 2 euro, depinde de unde o bagi. Am înțeles că în insule, pe insule costă mult mai mult combustibilul decât în orașele mari. Noi vom alimenta înainte, la sfârșit de Bulgaria și bineînțeles că vom mai alimenta și în Grecia. Anul acesta vom merge în Lefkada, pentru cei care nu știți. Taxele de drum, am vorbit cu cineva care a fost acum în Grecia și nici nu știu dacă mai este. 15 euro costă pe sens dus și 15 euro întors, fără vigneta la Bulgaria. Vigneta la Bulgaria e 35 sau 38 de lei pe sens, adică dacă nu depășești alea 7 zile, o săptămână, te încadrezi în ea, deși noi nu avem cum să ne... Nu cred că ne vom încadra. În mare parte ne-am propus să stăm în jurul la vreo 10 zile. Dar după cum am auzit că s-au scumpit toate, nu știm dacă ne va ajunge bugetul. Pentru că nici nu vreau să ajung în Grecia sau ce știu eu unde mă duc și să văd că copilul meu tânjește să-și dorească ceva și atunci să-i spun că nu ți iau. Mai bine stau mai puțin și ne simțim bine decât să stau mai mult și să trag de bani cu țârâita. Adică dacă copilul vrea 4-5 înghețate pe zi, deși nu-i dau atâtea, că am văzut că sunt mai sensibil în ultima perioadă, acum nu știu, ori dau eu vina pe înghețată, ori o fi de la altceva,
Vreau să-i cumpăr 4-5 înghețate. Nu să-i stau să-i spun copilului, nu, doar una și mai mâncăm una mâine. Nu. Sau dacă copilul vrea, nu știu ce, în ziua cu tare, să păi știi că nu avem bani. Nu așa. Deci prefer să mă duc mai puțin și să ne simțim bine decât să mă duc mult și prost. Înțelegeți la ce mă refer? Eu sunt înscrisă pe niște grupuri din Turcia, Bulgaria, Grecia. Grecia sunt înscrisă cel mai mult, deci cred că sunt în jur de vreo 5-6 grupuri și acolo vedem, văd mai exact eu tot timpul postările, cât te duce combustibilul. Acum diferă de la mașină la mașină. Am intrat pe o aplicație Via Michelin. Și cu taxe de drum pe un sens, acum nu știu dacă este adevărat, 210, 210 sau 205 euro pe un sens. Deci undeva la vreo 420 de euro combustibilul cu taxele dus întors. Asta estimează această aplicație. Eu oricum vă voi ține la curent în caz de vă interesează să mergeți. Și având în vedere că toate plajele astea frumoase sunt la 20-30 de kilometri, 40-50, depinde de unde te cazezi, noi am vrea să ne cazăm în Vasiliki, pentru că acolo sunt vreo 20 sau 21 de kilometri pe sens până la plajele astea, Portokatsiki, Egremni și așa mai departe. La început am vrut să mă cazez mini, iar furjucării și le strici. Am vrut să mă cazez în Nidri, dar din Nidri până acolo faci o oră și un pic. Sunt vreo 40 ceva sau 50 de kilometri doar pe un sens. Și noi am zis așa, vrem să stăm undeva la vreo 3-4 zile, dar cam 3 zile cred, în Vasiliki, pentru a avea timp în acele 3 zile să umblăm și să vedem aceste plaje, Portokatsiki, Egremni și așa mai departe. După care să venim în partea asta alaltă să ne cazăm vreo 2 nopți la Nidri. Eu sunt genul de persoană și nu doar eu, și Bogdan și copilașii s-au dat după mine, adică copilașii s-au dat după noi, că Bogdan e așa, la fel ca și mine, ne plictisim. Eu nu sunt genul de persoană care să stau într-un singur resort sau care să stau într-o singură cazare. Eu simt că o iau razna și eu trebuie să explorez, adică mă duc 3 nopți undeva, după care mă duc în altă stațiune, mă duc în alt oraș și așa mai departe. Și am zis că vom merge 2 nopți în Nidri, după care aș fi vrut să mă duc o noapte în Preveța și o noapte în Parga. Sau 2 nopți în Preveța și 2 în Parga, dar să renunțăm la Nidri. Momentan nu ne-am hotărât, vrem să ajungem acolo, vrem să vedem ce cazări găsim. Haide, că și la toaletă trebuie să merg cu el, că e frică, măi, așa ceva n-ai văzut. Și eu la început așa am zis, mai 10 zile la total cu drumul, da? O zi mă duc încolo, mă cazez o noapte undeva, a doua zi de dimineață plec undeva la 12:01 sunt în Lefkada. Și de atunci încep să socotez. 3 nopți în Vasiliki, 2 în Nidri și vreo 2 în asta, cum se numește, în Preveța sau în Parga. După care ne întoarcem, mergem, ne oprim prin Bulgaria sau până unde vedem că rezistăm și noi și copilașii, pentru că așa ne-am propus. Nu vrem să mergem dintr-o bucată, vrem să facem popas ca să fim odihniți, pentru că vorba aia, nu suntem într-o cursă, nu? Deci trebuie să mergem să ne odihniți, nu să fim adormiți sau să ajungem să dormim prin mașină, pe autostradă sau ce știu eu pe unde, că acum mai am și un stres cu spartul mașinilor. Nu știu dacă ați auzit și voi sau dacă ați văzut, se sparg mașinile foarte mult în Grecia și în Turcia. Și sunt oarecum destul de speriată. Bun. După care am zis, mă întorc din Grecia, fac un popas, nu știu, că e Grecia, că e Bulgaria, că ce știu eu unde e, și am ajuns acasă. Și cam așa am socotit eu să fie undeva la vreo 10 zile, spre 11. Cred că cam așa va pica, nu? Că dacă mă cazez odată în Bulgaria sau la început de Grecia, după aia 3 nopți în Vasiliki, cu 2 în Idri și cu 2 în Preveța, 8, nu, undeva la vreo 10 maxim, 10 maxim zile, a 10 ar trebui deja să fiu acasă. Dar mă sperie destul de tare prețurile, pentru că e destul de scump
combustibilul, destul de scumpe sunt cazările și mâncarea. Mâncarea, zic că nu s-a scumpit foarte, foarte mult, dar am înțeles că Lefkada este o insulă și vreau să menționez pentru cei care nu știți, o insulă care se poate trece cu mașina, au un tunel subacvatic. Și plătești o taxă la Preveța, ceva de genul, parcă Preveța era, de 3 euro pe sens, ca să poți să treci acel tunel subacvatic. Vă zic și eu ce am mai citit pe grupuri și ce am mai învățat de la alții, pentru că noi nu am mers niciodată în Lefkada, este prima oară când mergem în Lefkada, anul acesta este a treia oară când mergem în Lefkada, în Grecia, Doamne. Și oarecum sunt puțin speriată de ceea ce citesc pe grupuri, dar... în viață cred că nu e bine să te iei după X sau după Y decât oarecum la taxele de drum, la combustibil nu, pentru că mașina diferă de la mașină la mașină, fiecare mașină are câte un consum și pretențiile sunt diferite, nu? Poate unii oameni mănâncă la o tavernă mai scumpă, poate alți oameni mănâncă la o tavernă mai ieftină, unii oameni poate mănâncă fructe de mare, nu știu de care, și altul poate se satură doar cu un ghiro sau cu souvlaki, o pizza sau ceva de genul. Ce pot să vă spun eu vouă este că o pizza de mărime normală costă cea mai ieftină din toate meniurile pe care le-am văzut de pe forumuri, 14 euro, ceea ce mi se pare foarte mult. Deci 14 euro costă... stai să mă gândesc, 10 euro costă 4, 49 de lei, 14 euro, cred că undeva la vreo 60 și ceva de lei, 70, cam așa. Și asta e, de la 14 euro pornește, că dacă vrei acum cine știe ce fel de pizza, bineînțeles că se urcă. Dar mi se pare exagerat de mult, pentru că la noi pizza e cu 20 ceva de lei, 30 ceva de lei, acum poate sunt anumite pizzerii unde dai și 40 ceva de lei pe pizza, deși eu nu am văzut. La noi în Brașov, pizza pe care am mâncat-o la sora mea și v-am recomandat-o și v-am spus că este foarte bună, costă 30 sau 31 de lei, ceva de genul. Și este foarte, foarte bună. Pastele, boloneze, carbonara și așa mai departe, am văzut că costă 12 euro, 13 euro, 11 euro, depinde de tavernă. Un gyros am văzut că costă 4 euro, un frappe 4 euro, o porție de souvlaki cu cartofi prăjiți era undeva la vreo 13 euro, 12 euro, cel de porc e mai scump decât cel de pui din câte am văzut. Și cam astea sunt așa, în mare ce v-am zis, că mai au tot felul de salate. O salată de fructe am văzut că costă 8 euro, o salată Cezar, o salată grecească 8 euro, 10 euro, depinde de tavernă, pentru că aici au fost puse meniurile de la tavernă la tavernă, deci din locații diferite și din locații deci locația diferită ca și restaurant, tavernă, dar și locație ca și oraș. Cei drept din Lefkada, nu știu dacă am văzut ceva, nu știu sigur, dar majoritatea astea sunt din Kalitea, din Halkidiki, din Neos Marmara, Sitonia și alte, bine, Halkidiki, mi se pare că și Kalitea în Halkidiki, dar Sitonia și Neos Marmara e din Halkidiki. Am mai văzut niște meniuri din Kavala, din Salonik. Salonik mi se pare un oraș destul de scump, foarte scump, adică cel puțin mie așa mi se pare, Atena la fel, mi se pare foarte, foarte, foarte scumpă. Acum vedem, v-am zis, încă nu știu nici eu data când voi pleca, eu aș vrea să postez zilnic din Grecia, așa mi-am propus, doar că nu știu cum voi sta cu internetul, pentru că internetul este foarte, foarte slab. Ei au probleme cu rețeaua, adică nu le merge internetul la fel ca în România. Și eu mă gândeam să-mi fac hotspot, pentru că eu filmez cu Huawei și să-mi dau hotspot de pe iPhone. Noi avem la noi în România destul de mult internet. În afară nu mai țin minte exact, dar acum să vedem ce zice Bogdan și poate găsesc, nu știu, de fapt găsesc, că la cazările, la toate cazările la care m-am uitat scrie că ai Wi-Fi gratuit, dar degeaba ai dacă internetul merge foarte prost, așa că
Și ce voiam eu să vă mai spun vouă referitor la asigurarea de călătorie și asigurarea de RCA. Anul trecut am dat 230 de lei, că m-am uitat la un vlog azi de dimineață. 230 de lei, mamă, dar ce contactată sunt. Anul trecut 230 de lei, iar anul acesta 285 de lei. Ce am mai citit eu pe forum, aceștia unde fac eu asigurarea, nu am avut niciodată probleme ca să știu să vă spun despre ei, dar sunt agenție de broker. Ceea ce ăștia ce au vorbit pe grupuri, anumiți oameni, au zis că să nu-ți faci asigurarea de la broker, să-ți faci asigurarea direct de la ei, de la ăsta, Groupama, Allianz și așa mai departe. Așa că mâine aș vrea să sun puțin și să vedem, pentru că și ăștia de la agenția asta, clară și ea și un adaos, mă gândeam să sun și poate o să găsesc la un preț mai mic decât atât dacă fac direct de la ei. Pentru că oarecum acum am pus și un semn de întrebare de ce zice să nu-ți faci de la brokeri, cum naiba le-o zice. Probabil au întâmpinat tot felul de probleme, nu știu. Și m-am luat cu voi, Doamne, cu vorba și cât e ceasul, Doamne, 96 minute, că la ora asta să mă apuc să fac curățenie, dar o să fac, nu știu, măcar praful sau periesc covoarele sau ceva trebuie să fac. Nici nu am mâncat mâncare, trebuie să încălzesc ciorbă. Și să sun. Chiar dacă dau 250 de lei sau 240 de lei, pentru mine 35-45 de lei contează. Pentru că de ce să îmbogățesc pe altul când pot să mă îmbogățesc pe mine? Și ce am vrut să vă mai zic eu, zilele trecute am fost căutată pe Instagram de un cuplu. A zis că m-a descoperit pe YouTube la videoclipurile din Grecia și mi-au cerut contactul la acea persoană unde m-am cazat eu în Sartia. Anul trecut, dacă vă aduceți aminte, unde am avut patul suprapus. Anul trecut am dat 30 și ceva de euro pe cazare, era 80 și ceva de euro de pe Booking și ea mi-a zis că dacă vreau să anulăm cazarea și îi voi da 70 sau 72 de euro, mai țin minte, ceva de genul, dacă mă uit la vlog, îmi aduc aminte. Dar țin minte că am plătit 30 și ceva de euro pe noapte. Într-adevăr, acest cuplu voia să-și ia cazare în august. Vreau să vă spun că le-a cerut 75 de euro pe noapte, ceea ce au rămas șocați. În alt loc, în Sarti, le-a cerut 125 de euro pe noapte. Și tot în același loc unde am stat noi cazată, la un apartament, cu noi am stat la o cameră, le-a cerut 100 de euro pe noapte. Așa că, dacă vă interesează să vă faceți vacanța în Grecia și oriunde, că și la noi, ci că au explodat prețurile în ultimul hal, încercați să mergeți până pe 15 iulie. Ăsta este sfatul meu. Eu așa fac de foarte mulți ani de zile, dinainte să o nasc pe Selena. Bineînțeles că acum poate am mai mers un weekend și la mare la noi sau un weekend, mai mult de un weekend la mare în august, dar asta a fost așa. Nu o puteam numi vacanță, poate o mini-vacanță sau un weekend. Dar dacă vreți să vă faceți vacanța, gândiți-vă că toate de pe data de 15 iulie sunt foarte scumpe. De sora mea anul trecut a dat pe un șezlong. Nu mai țin minte să vă zic cât a dat la total. Dar a dat pe un șezlong și 45 sau 50 de lei pe unul, pe zi. Deci gândiți-vă ce prețuri. Că acum dacă te duci, cred că îl găsești la un 30-25 de lei. Bine, acum în iunie la noi nu merge. Pentru că e destul de frig. Eu am fost... Îmi aduc aminte și când era Selena Mititică, nu l-aveam pe Marc. Am fost la sfârșitul lui iunie. Erau curenții foarte puternici. Apa era foarte rece. Câteodată era cald, câteodată ploua, câteodată era frig, deci era o vreme destul de ciudată. Dar dacă mergeți de la 1 iulie până pe 15 iulie, găsiți și cazările ieftine, și prețurile la mâncare ieftine, și prețurile la șezlong ieftin, și mai puțină aglomerație. Eu de aceea încerc să merg în vacanță până în 15 iulie. Nu stau în vamă mult și asta mă refer în cazul meu că ies în afară și poate și voi ieșiți în afară și sfatul meu este nu că nu vreau să susțin litoralul românesc,
sau că vreau să mă dau eu mare sau să credeți că sunt vreo fițoasă, cum am mai primit mesaje în anii trecuți, că dacă am renunțat la România, că România noastră e frumoasă, că eu de ce mă duc și promovez alte țări și în loc să-mi promovez țara mea. Eu am avut foarte multe chestii nasoale, întâmplări nasoale la litoralul românesc și nu numai la litoralul românesc, și când am mai mers în anumite locuri, gazdele nu sunt primitoare, sunt cu nasul pe sus, au anumite pretenții, prețurile sunt foarte mari la noi la mare, mâncarea este oribilă. Am mâncat odată la autoservire de am zis că îmi vomit mațele, am întâlnit o grămadă de chestii nasoale, ceea ce în Bulgaria și în Grecia nu le-am întâlnit. Momentan, și nici în Italia. Nu am ajuns în Turcia sau în alte locuri unde aș vrea să ajung ca să vă pot spune despre ele, dar ce am nimerit eu în Grecia, în special, nu știu dacă o să mai găsesc undeva, cel puțin mie Grecia îmi place foarte mult ca și țară, ca și mâncare, ca și tradiții, ca și oameni, ca și limbă, tot îmi place la Grecia. Am în plan să vizitez și Turcia, doar că parcă dacă stau și mă gândesc așa între Turcia și Grecia, aleg Grecia și mă înclin către Grecia, că tot asta și m-am gândit dacă să renunțăm anul acesta la Lefkada și să mergem în Grecia. Dar nu îmi doresc nici chestia asta pentru că am auzit că la întoarcere din Turcia îți răscolesc bulgarii și turcii portbagajul și ți-l face praf. Și nu doar portbagajul, ci că încearcă să-ți caute prin toată mașina. Erau câțiva oameni care a zis că și la motor a început să le caute, să vadă dacă are nu știu ce chestii ascunse pe acolo. Ceea ce mi se pare urât. Să stau să plec din țara lor. Am fost, le-am călcat în țara lor, am stat acolo ca și turist și apoi la plecare, probabil de faza cu drogurile sau nu știu de ce te caută, dar asta mi-e teamă, vă zic sincer, să ajung să plec din vamă, adică să trec vama la ei și să înceapă să-mi scotocească toate bagajele, ci că ți le scotocește în ultimul hal, chiar am citit acum pe forum, deci erau oamenii foarte nemulțumiți, le-a răvășit bagajele și toate lucrurile și le-a și confiscat din ce și-au cumpărat din Turcia. Și asta mi este un puțin teamă. Să merg cu avionul, nu vreau pentru că și în Cipru am tras și nu îmi place să stau să dau bani pe taxiu, mulți bani pe taxiu, să stau să mă chinui cu transportul în comun, cum e în Cipru, că au doar anumite ore, la 5 nu mai circulau decât până în Catopafos, nu, din Pafos și din Pafos până în Catopafos sau ceva de genul, nu mai circulau, adică niște chestii foarte ciudate, foarte urâte, dar momentan la Turcia vă spun sincer că mă mai gândesc, deci îmi doresc să o văd ca și țară, dar sunt ciudați, trebuie să ai pașaportul cu 6 luni înainte să îți expire, deci să fie valabil cu 6 luni înainte. Dacă ți-a expirat, nu mai ai ce să cauți la ei în țară. Ceea ce în Grecia nu se întâmplă și în Europa chestia asta, pentru că poți să folosești pașaportul până în ultima zi de expirare. Adică dacă ai trecut vama la ei, din câte am înțeles, și să-ți expire mâine, nu au nicio treabă. Și sunt așa, nu știu, și cu pașaport, trebuie și pașaport. Eu cu Bogdan trebuie să ne reînnoim pașapoartele, chiar și copiilor trebuie să le reînnoiesc pașapoartele la anul în februarie sau în ianuarie, o să văd, dar în februarie le expiră. Și eu de aceea îmi aleg vacanța, fie că e în România, fie că e în străinătate, deși credeți-mă că în România eu am cheltuit foarte mulți bani și cred că și voi. Eu am avut teama de a merge în străinătate că nu știam limba, mă gândeam că nu știu limba, nu știu engleză, engleză vorbesc așa, dar mă descurc cât de cât, că dacă nu intru pe Google și nu e asta o problemă, dar mi-a fost teamă. Și credeți-mă că mergeam la mare la noi și cheltuiam în jur de 4.000, 4.000 și ceva de lei. Și, sincer să fiu, nu plecam destul de mulțumită. Mâncarea scumpă, gălăgie. Foarte mulți oameni beți, veneau, dădeau peste tine, muzică într-o parte, în altă parte altă muzică, nu știu, niște chestii foarte ciudate care cred că și voi le-ați întâlnit, ceea ce în Grecia eu nu am întâlnit așa ceva, eu când merg într-o vacanță vreau să fie liniște,
Sunt toți în care îmi place să ascult și muzică, dar nu muzica aceea care o găsești la mare, la noi, la Costinești, Mamaia și așa mai departe, de zduduie creierii. Vreau să mă duc să ascult valurile mării, să ascult natura, păsărele, să aud acei gândăcei care se aud, sunt specifici în Grecia, îi îmi plac la nebunie și bine, nu doar în Grecia, că și în Italia am auzit și în Cipru, ci care se numesc. La noi am văzut că nu avem. Eu cel puțin la noi nu am auzit. Parcă am auzit o dată în București sau confund, nu ați minte. Dar este diferit. Deci, ca și priveliște, ca și apă curată, cristalină, mâncare, tradiții, oamenii sunt primitori, îți zâmbesc, știu să-și facă turismul. La noi când te duci să-ți cumpere o înghețată, o felie de pizza sau ceva, se uită la tine ca și cum zici că cine sunt ei și cine ești tu. Și am pățit-o de foarte multe ori și nu doar la mare, la noi și prin toată România. Rar întâlnesc pe cineva care să-mi zâmbească și care să-mi dea cu mare drag acel lucru pe care îl cer. Ceea ce am observat și în Cipru a fost la fel de nasol. Sunt unele fete și în general nația asta de femei e tare ciudată. Măi, se uita cu o privire la tine și erau oarecum scârboase, oarecum grețoase, ceea ce eu urăsc cel mai tare la un om, să fiu grețos. Eu sunt genul de persoană care zâmbesc și am lucrat și eu în atâtea locuri și la ospătar și la magazin am lucrat alimentar și la fabrică de dulceață, la fabrică de haine, doamne, la magazin de haine și pe unde am mai lucrat. Dar eu am fost tot timpul sociabilă, indiferent de cât de obosită eram sau dacă aveam o stare proastă, eu nu puteam să nu zâmbesc sau să nu fiu amabilă cu persoana care venea să o ajut. Și de aceea mi-aleg perioada de a merge într-o vacanță până în 15 iulie. Și în cazul meu că voi pleca în afara țării, prețuri mai ieftine la cazare, preț mai ieftin la șezlong, pentru că am înțeles că și în Grecia din iulie, de pe 15 iulie și mai ales august, se ridică prețul la șezlong, ci că doi adulți vor ajunge să dea și 30 de euro pe șezlong. Păi mai bine stau pe prosop într-o parte, mi-am luat umbrela și la revedere. Nu o să dau niciodată 30 de euro pe două șezlonguri, în veci în pururi. Un 10 euro mai merge, dar 30 de euro, nu? Cheltuială mai puțină la cazare, la mâncare, aglomerație mai puțină, ceea ce iubesc să nu fie aglomerat, și în vamă stai puțin. Deci sunt foarte multe avantaje din punctul meu de vedere. Acum, din ce am mai vorbit și cu unele dintre voi, mi-ați spus că nu puteți să luați concediu decât la sfârșitul iulie sau sfârșitul sau mijlocul lui august, începutul lui august. Dar e chiar aiurea, nu înțeleg așa chestia asta, de ce să nu pot să-mi iau concediu, adică noi aici, de exemplu, cei din familie care lucrează la fabrici sau la astea, anunță dinainte, cu ceva timp și știe, uite, de exemplu, tata sau cum e în cazul lui Haiu și a concediu de pe 1 până pe 15, a anunțat, adică trebuie să-i se dea și majoritatea cu care am vorbit primesc concediu atunci când vor ei. Poate nu neapărat perioada, de exemplu, de pe 1 până pe nu știu cât, dar poate îți dă de pe 5 până pe nu știu cât sau nu știu. Acum, ăsta este sfatul meu, este un sfat dat din suflet, apa este foarte caldă, ce pot să mai zic, căldură afară este, adică nu e ca să zici că concediul vezi doar în iulie, la mijlocul lui iulie, sfârșitul lui iulie sau august. Deci și de pe 1, sora mea merge pe 30, parcă a zis că pleacă, 2 săptămâni. Ceea ce anul trecut a pățit și am trecut și acum 2 ani și așa mai departe, dar dacă asta este alegerea lor, este treaba fiecăruia, nu mă bag. Anul trecut și acum 2 ani a nimerit o apă la începutul lui august, la noi la mare, mai rece, că a fost și frate meu și a zis că nu se putea băga în ea, atât de rece și erau niște curenți și era un fric când ieșeai din apă, dar acum nu toată lumea merge pentru a face baie, unii merg, se duce, se udă puțin cu apă, se relaxează prin faptul că stă pe șezlong, se relaxează prin faptul că nu face curățenie și mâncare, pur și simplu e plecat și simte că e plecat într-o vacanță, dar da. Eu nu o să mă duc în august, adică nu că nu o să mă duc, o să mă duc, dar vacanța care este vacanța principală o voi face sfârșitul lui iunie, începutul lui iulie,
Și dacă se mai ivește să merg în august undeva, va fi undeva de vreo 3-4 zile, poate la mare la noi, poate un weekend în Bulgaria sau ceva de genul. Dar să-mi planific eu toată vacanța asta de, nu știu, 10 zile, 7, 8 zile, cât o fi special în august, nu o să fac niciodată. Adică, hai să nu spun niciodată, nu o să fac momentan, curând nu, în niciun caz. V-am pupat cu mare drag și ne vedem în vlogul următor. Pa, pa!